Nivelul ratei anuale a inflației a urcat la 13,8% în luna aprilie. Valul descumpirii continuă în țara noastră, iar specialiștii susțin că acesta nu este pragul superior atins. În ultima perioadă, mărfurile alimentare au avut o creștere de 13,54%. Să știți că la inflație România nu stă deloc bine. Avem cea mai mare rată a inflației anuală din ultimii 18 ani, a ajuns în luna aprilie la 13,8%. Asta și datorită conjuncturii internaționale, având acest război la granița României, efectiv, nu numai România are probleme cu inflația, inclusiv Europa are probleme cu inflația. Dacă Europa se lăuda în ultimii 20 de ani că n-a depășit inflația 2%, de data asta în Europa este 8%, dar în România este mult mai mare. Acum, prețurile sunt foarte, foarte ridicate, dar se pare că nu este atins vârful inflației, undeva o să ajungem pe luna iunie, așa cum a spus Banca Națională, la un peste 14,3%, după aceea o să înceapă să scadă. Cele mai mari creșteri le-am avut la făină, 27,29%, mălai, 28,12%, pâine, 20,32%, cartofi, 41,84% în condițiile care cartofi este un element de bază în alimentația românilor, fructe proaspete 9,53%, ulei comestibil 38,19%, carne de bovine 9,78%, carne de porcine 10,11%, carne de pastăre 11,97%, pește proaspăt 14,49%, lapte, care este un aliment de bază, 10,67%, brânză 14,72%, unt 13,48%, ouă, aliment de bază, 16,04%. Prețul gazelor naturale s-a dublat și a ajuns la o creștere de 85%. Dar cele mai mari creșteri și care au spulberat efectiv prețurile din România și care sunt la baza inflației, energie electrică, care a crescut cu 18,82%, combustibilul, care a crescut cu 35,69%, și la gaze a depășit orice limită a bunului simț, 85,27%. Deci gazele, combustibilul și cu energia sunt cele care au urcat inflația și care l-au spulberat și vor spulbera prețurile. Dacă nu se umblă la aceste trei produse și nu se iau măsuri de către organele de decizie centrală, inflația va crește în continuare. Problema este în felul următor. Ne dăm un exemplu practic. Sunt pensionar, am o pensie mică de 1000 de lei. Ce înseamnă pentru mine această inflație de 13,8%? Asta înseamnă că eu față de aprilie anul precedent am mai puțin cu 138 de lei. Deci când mă duc și îmi fac bugetul pe o lună, eu nu am 1000 de lei, dacă scad 138, conform inflației, am 862 de lei pe lună. Acolo se vede. Omul când își face bugetul, dă seama ce poate cumpăra. Cam așa v-am dat un exemplu practic ce înseamnă inflația. Cu toate acestea, pe fondul unei cereri în scădere din partea populației și a efectelor de bază, rata inflației va începe să scadă în a doua jumătate a anului 2022 și va încheia anul în jurul valorii de 9%.